trecem la partea cea mai interesantă. Cum se întâmplă un fact-check în realitate? O să vă dau un exemplu din aprilie pe un articol la care am lucrat chiar eu, ca să nu spuneți că nu știu despre ce vorbesc. Acest articol a apărut pe Factual, dar vă voi arăta un pic bucătăria internă. Vă spuneam că avem o persoană care lucrează pe partea de monitorizare. Folosim o platformă care se numește Slack pentru a comunica cu echipa, pentru că marea majoritate a celor ce lucrează pe Factual lucrează de la distanță, nu din același birou. Pe canalul de monitorizare de Slack am primit acest pont, să spunem, de la colegul care face monitorizarea. El a găsit o declarație a lui Liviu Dragnea, prin care acesta spunea că guvernarea sa a adus de 4 ori mai multe fonduri europene față de guvernul precedent și că vor aduce din ce în ce mai multe. De asemenea, la această declarație au fost câteva reacții pe care le-am putut vedea, respectiv faptul că, dacă vedeți aici, un lider al opoziției i-a răspuns și a spus că Dragnea a mințit, că nu ar fi fost adevărat. Ce am făcut eu? Am preluat, după ce am anunțat colegii, am preluat subiectul și am început să lucrez la el. Aici aveți partea de editare propriu-zisă a articolului. În mod normal, acesta este un articol care e destul de greoi pentru că implică multe, multe cifre. În același timp, este un articol pentru care există expertiză internă în organizație. Respectiv, eu mă pricep foarte bine la zona aceasta de cheltuirea banilor publici și naționali și europeni. Așa că mi-a fost ușor să găsesc această informație și să o am disponibilă. Ce am făcut? Vă spuneam că primul pas este acela de a stabili contextul în care s-au întâmplat aceste lucruri. Voi face un pic mai mare acest text. Vedeți că în cadrul contextului am precizat faptul că această declarație cu absorpția de 4 ori mai multe fonduri europene față de guvernul precedent a avut loc în cadrul unui meeting de la Craiova. Și am precizat și contextul mai larg, anume al faptului că Dan Barna, președintele USR, partidul de opoziție, a afirmat că acesta ar fi mințit și a venit de asemenea cu o serie de alte date, spunând că în 2016 au intrat, adică în timpul guvernului precedent, au intrat în România 7,4 miliarde de euro și că în ultimii 2 ani guvernele Dragnea au reușit să atragă doar 4,7 miliarde de euro pe an. Totodată, liderul opoziției a precizat un lucru care este foarte important, pentru că fondurile europene sunt de mai multe feluri. Că dacă scădem subvențiile agricole, este vorba despre niște subvenții pe care ei susțin că le-ar fi negociat guvernul, le-ar fi negociat Dacian Cioloș, șeful precedentului guvern, că dacă ar fi să le scoatem pe acestea, în 28 de luni, actuala guvernare ar fi atras cu 22% mai puține fonduri europene de coeziune decât guvernul Cioloș. Și de asemenea, continuă cu această explicație. După cum observați, sunt destul de multe date și este foarte greu pentru un public neavizat sau care nu este foarte familiar cu toate aceste detalii și delimitări, definiri, să explici cine are dreptate până la urmă. Atunci, noi ne-am limitat la a verifica cine are dreptate, pentru că ăsta este un mesaj pe care publicul larg îl înțelege. Cine are dreptate până la urmă în această dispută, dar și cum stau guvernele recente, cele două guverne, pe absorpția fondurilor europene. Vă spuneam mai devreme că atunci când facem fact-checking ne străduim, atunci când este nevoie, să o facem și un pic de educație civică sau să explicăm care sunt termenii sau care sunt procedurile, care este background-ul mai larg în care analizăm aceste informații. Le vedeți aici, la partea de verificare, sub formă de precizări. Astfel, noi am explicat aici foarte clar că dacă e să vorbim despre partea de absorpție a fondurilor europene, nu te poți limita doar la ce s-a întâmplat efectiv în lunile acelea în care un guvern a fost în funcție. Pentru că multe dintre proceduri se întâmplă înainte și multe dintre efecte sau un impact semnificativ al deciziilor luate în timpul unei guvernări e posibil să se vadă mult mai târziu. Un exemplu pe care l-am dat aici ca să înțeleagă oamenii este că un guvern poate fi la începutul unei bugetări multianuale și atunci este foarte posibil ca în primul an să facă mai degrabă
contractări și nu neapărat să intre bani, pentru că rambursările, evident, durează. Așadar, noi am precizat aici foarte clar că ne vom uita doar la câți bani europeni au intrat în țară în acei ani de guvernare, însă am clarificat faptul că nu este suficient să ne uităm la această bucată. A doua precizare pe care am simțit nevoia să o facem pentru a ne explica foarte bine detaliile pe care le vom oferi este aceea legată de faptul că în România, în acei 2 ani acoperiți de cele două guvernări, au intrat bani din două cicluri financiare europene, atât 2007-2013, cât și 2014-2020. Așadar, un detaliu care poate părea neimportant, la final ar trebui să ne intereseze doar cifra finală, în mod evident, însă este important pentru că unul dintre aceste cicluri financiare era la final, așadar se acumulaseră rambursările precedente, în vreme ce și intrau mai mulți bani din asta, în vreme ce pentru celălalt era abia începutul și atunci se puteau lua în calcul doar câteva contractări și nu neapărat și niște rambursări. Totodată am specificat și aici că ne vom raporta la toți bani, toți acești bani europeni intrați în țară, dar că vom face precizarea de ce cadru multianual vorbim. Ultimul tip de precizare pe care l-am făcut avea legătură cu declarația lui Dan Barna, pentru că acesta spune că nu ia în calcul subvențiile agricole, pentru că acestea au fost negociate tot de Dacian Cioloș. Acest lucru este mai degrabă considerat de noi o declarație politică, pentru că dacă ar fi să folosim același tip de argument, ar însemna că nu luăm în calcul alte fonduri europene, pentru că au fost negociate toate, fie de Călin Popescu-Tăriceanu, fie de Emil Boc sau Victor Ponta, cine a fost la guvernare în acel moment. Așa că ne-am raportat în mod evident la toate fondurile europene intrate în țară, precizând ce tip de fonduri sunt, dar luând în calcul acele subvenții agricole. Pentru a face verificarea propriu-zisă, noi ne-am uitat la un document pe care îl folosim adesea. Este vorba de o cifră oficială pe care o găsim adesea în declarații și pe care noi o analizăm la fel de des. Este vorba de un document al Ministerului Finanțelor Publice privind evoluția fluxurilor financiare intrate în România dinspre Uniunea Europeană. Acest document este unul greoi pe care în general înțeleg specialiștii, însă, după cum ați putut observa, am pus link la această sursă oficială, astfel încât oamenii să vadă că este vorba chiar despre ceva oficial. Vă spuneam însă că principalul nostru scop este ca cetățenii să înțeleagă și atunci nu am putut trânti pur și simplu acest tabel. Dar ce am făcut este că am folosit datele respective și le-am prezentat de o manieră prietenoasă în această platformă cu care noi lucrăm aproape pe fiecare fact-check în care avem de-a face cu date. Este vorba de Infogram și am transformat acel document într-o variantă mai prietenoasă care explică câți bani europeni au intrat în România între acești ani. De asemenea, vedeți pe fiecare dintre ani și vedeți și dispersia pe 2007-2013-2014-2020 cu toate specificațiile și aici cu link la ce era necesar. Ca o concluzie, am văzut că Dan Barna are parțial adevărat, are parțial dreptate, deci parțial adevărat în afirmațiile sale, pentru că am luat cifrele și într-adevăr se apropiau de ceea ce spunea el. Însă am specificat și faptul că dacă e să ne uităm la primele două luni din 2019, adică pe timpul guvernării PSD-ALDE, au intrat în România peste 2,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o treime mai mult din cât intraseră în țară în anul 2016. Asta înseamnă că e posibil ca până la finalul anului cifrele să arate de fapt mult diferit. Trăgând însă linie și adunând, am văzut că în anul guvernării Cioloș în țară au intrat într-adevăr 7,36 miliarde de euro și că în cei 2 ani și 2 luni de guvernare PSD au intrat în țară 11,58 miliarde de euro. Aceste două cifre ne arată că în niciun caz nu putem totuși vorbi de 4 ori mai multe fonduri europene. Pentru a pune și mai mult context, am comparat și cu perioada guvernului anterior, guvernului Cioloș, adică cu perioada guvernului Ponta, cu 2 ani, ca să fie niște cifre comparabile și am văzut că în acei 2 ani au intrat 12,4 miliarde de euro.
față de 2017-2018, 9,3 miliarde de euro. Așadar, afirmațiile lui Liviu Dragnea sunt false. Guvernul actual nu a adus de 4 ori mai multe fonduri europene în România decât guvernul precedent. Cum arată genul acesta de verificare? Nu mai sunt aici comentariile din perioada aceea, dar a fost un adevărat ping-pong între și între noi, mai ales în legătură cu aceste tipuri de precizări. Totul pe curat arată în felul următor. Avem această declarație pusă într-un carton roșu, care este ușor recunoscutibil, este pentru publicul larg. Totodată, vedeți, regăsiți aici informația foarte clar împărțită pe secțiuni, cu verificarea, acea vizualizare despre care vă povesteam și care este interactivă, precum și concluzia.